Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. M-a surprins o știre, nu m-aș fi așteptat să vină de repede. Cea mai bine vândută mașină în Europa, automobil, luna trecută a fost un model electric, Tesla. Deci aș fi crezut că ani de zile de acum înainte cota mașinilor electrice o să tot crească, dar nu o să ajungă cel mai bine vândut model un model electric, Tesla, Tesla 3. Și au început să ia viteză, serios, adică inclusiv în România depinzi foarte mult de stații de încărcare. În România, am mai auzit o știre, planul e să fie instalate vreo 18.000 de stații rapide de încărcare în următorii 4-5 ani, cu bani de la Uniunea Europeană în mare parte, de la PNRR. Uh-huh. Sigur, ar trebui să avem un guvern funcțional. Ca să... O să avem. O să avem. Da. Și să facă și autostrăzile alea, ca și electricele. Trebuie să meargă și ele pe undeva. Da. Săracele. Și una dintre întrebările care încep să fie cel mai des auzite în ultima vreme este asta. Cât costă, de fapt, să faci un plin electric? Că e important, știi? Oamenii spun, băi, e mai ieftin decât cu benzina. Dar cum? Și e mai complicat puțin, că sunt vreo trei posibilități să încarci o electrică. De obicei și deocamdată, deci avem așa, încărcarea la stații publice. Sunt stații de încărcare publică, acolo e gratis. În schimb, când vine vorba despre locații private, încărcarea se calculează pe kilowattoră. Cum cumperi litru la benzinărie de motorină sau, mă rog, benzină, GPL-ul se vinde tot la litru? Da. Da. Deci cum cumperi litru, aici cumperi kilowattul. Și aici, poți încărca acasă, la priza de frigider. Ca să nu ne încurce, poți să scrie litrișii la ăștia. Da. Dacă ai cum încarci acasă în priza șucă obișnuită, dar acolo timpul de încărcare e foarte lung, e mai lung. Că e amperaj mai mic, putere mai mică, mă rog. Sau încarci la o stație dedicată și prețurile sunt diferite aici și diferă și timpul de încărcare. Deci, la un kilowatt pentru consumul casnic, prețul e cam de 60 de bani. Deși mai variază în funcție de contract, dar să zicem cam 60 de bani kilowattul. La o stație de încărcare, prețul variază între 60 de bani și 2 leuți. La stațiile de încărcare semirapidă, înțeleg, nu am mașină electrică, nu știu, dar variază între 60 de bani și 1,50 lei. Curentul cel mai scump este cel de la stațiile rapide, până în 2 lei. O mașină cu o baterie de 50 de kWh are o autonomie medie de 250-300 de kilometri. Și ziarul Libertatea, care a făcut pendelete aceste calcule, ajunge la concluzia asta. Încărcarea unui autovehicul electric cu baterie de 50 de kWh la o priză de acasă, la un șuco de acasă de frigider, costă medie 30 de lei pentru 300 de kilometri. Dacă pui benzină, pentru 300 de kilometri te costă vreo 150 de lei, cred. La un consum de 8-9 litri la sută, nu? Sper să nu greșesc. Dacă încarci la stație privată, costul total al unui plin o să fie de cel mult 100 de lei. La alea ultra rapide. Deci tot e ceva mai economicos decât benzina, dar nu așa de mult. Adică 100 de lei versus 150. Da, acum că s-a scumpit semnificativ curentul electric, s-ar putea să fie nasol. Na. Și să te îngrămădești pe alea publice care sunt gratuite. Că la gratis e gratis. Adică acolo e cel mai bine. Da, dacă tot să rămână gratis. Pur să fie o veșnicie gratis. Nu știu dacă mai sunt. Bun, acum electricele au dezavantaje și avantaje. Ca în inginerie, nu există soluție ideală. Dezavantajul este asta cu autonomia și cu timpul de încărcare. Deocamdată autonomia e mai redusă, deși mașinile mai nouă electrice văd că au autonomie de 400 de kilometri sau chiar mai mult. Subaru meu Forester, autonomie de 400 de kilometri n-a avut niciodată. Dacă mergeai la vale, puteai să găsești și la el. Da, dar mai au un dezavantaj. Sunt foarte... Da, mă duceam la mare și trebuia să alimentez. Mă întorceam, nu puteam să fac cu același plic. Sunt destul de scumpe prin comparație cu celelalte mașini. Sunt mai scumpe. Adică asta că îți recuperezi banii în câțiva ani e și nu e adevărată, depinde, uite, unde alimentezi, cât mergi cu ea, cât o folosești și așa mai departe. Da, dar îți recuperezi bani foarte mulți, nu neapărat din alimentare, deși și alimentarea contează. Dacă alimentezi acasă, dacă ai posibilitatea să alimentezi acasă, o lași peste noapte și în 7-8 ore se încarcă. Dacă dormi acasă, ai posibilitatea. Și dacă ai cum să tragi sârma până la mașină, de la frigider. Recuperezi mulți bani de la costurile de servisare. Că servisul la mașinile electrice este mult mai ieftin. Nu sunt piese în mișcare atât de multe ca la un motor cu aprindere internă, cu explozie, și se strică mult mai puține, sunt mult mai puține subansambluri și în felul ăsta este mult mai ieftin servisul. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.